Vă înghesuiți să faceți parte din nu știu ce religie, din vreo sectă, din... Eu sunt pentecostal, ba eu sunt neobaptist, nu știu ce specie din astea, din asta creată tot de voi oamenii, când de fapt nu cred că Biblia specifică că Dumnezeu, că Fiul Domnului avea ceva religie. Ia ziceți mă, credincioșii pulii, Iisus avea vreo religie, scria, Dumnezeu s-a dus la baptiști, nu, chestia asta e creată de om pentru manipulare, că Dumnezeu te lasă să faci ce vrei tu. Dumnezeu nu-ți cere bani cum îți cere popa. Dumnezeu pur și simplu te iubește și tu îl iubești și Dumnezeu nu-ți cere bani ca să te ajute. Să te ajute să-ți fie alături sau naiba știe ce, cum face popa din mărșavii ăștia care pur și simplu au zisem la un moment dat că nu știu ce părinte vrea să popă din ăsta împuțit de-a vostru, vrea să distrugă nu știu ce casă, pentru că acolo e teritoriul bisericii. Dumnezeu nu face așa ceva, frate. Așa că nu vă mai înghesuiți la religiile voastre, că astea-s create de om, tot pentru manipulare. Că pe Dumnezeu îl iubești liber. Dumnezeu nu-ți impune absolut nimica. Tot ce îți impune Dumnezeu este să-ți iubești aproapele și să nu faci rău. Când popa, înghesuiți-vă nebunilor la biserici, că acolo stă popa. Și Dumnezeu și credința voastră.